La nuntă nu au mai ajuns Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu. Nu a fost prezent nici președintele PSD Victor Ponta, nici primarul Florin Cărciumaru, care a avut un deces în familie. A fost însă prezent președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu și deputatul Vasile Popeangă. Surpăceanu nu a dus însă lipsă de invitații, restaurantul de pe insuliță umplându-se sâmbătă noaptea până aproape de refuz de prietenii și apropiații celor doi miri. Muzica și distracția au durat așa cum era și normal până în zori, Aurel Tămaș și Adrian Enache fiind printre artiștii care au asigurat buna dispoziție a mesenilor. Nunta deputatului nu a fost una fisoasă, chiar dacă la biserică ceremonia religioasă a fost oficiată de mitropolitul Olteniei Irineu sau dacă n-așa a fost sindicalistul Marius Petcu. Vremea friguroasă i-a făcut pe miri să își schimbe planurile inițiale, căsătoria de la poarta Sărutului fiind mutată pe ultima sută de metri în incinta primăriei Târgu Jiu, poarta devenind doar un scurt popas pentru câteva fotografii. Soții Surupăceanu i-au surprins pe jurnaliști prin tăcerea completă în fața camerelor de filmat. Deputatul, care apare toată ziua prin emisiunile televiziunilor centrale de știri, fiind acum în silențios stampa. Nu am ce să vă declar. Îmi pare sincer, deci nu vă supărați. Cum a fost ziua de astăzi? Mulțumesc frumos!